Bună, sunt Cristina, sunt alături de Alexe de la Hooligans. Bună! Bună seara! Ce părere ai de meciul din seara aceasta? Cum v-ați simțit? Ne-am simțit foarte bine, a fost un meci ușor. L-am dominat de la un capăt de la altul. Băieții de la ei presupun că în momentul ăsta regretă faptul că au vrut să rejoace meciul ăsta, pentru că prima dată când s-a jucat a fost scorul 4-2. A fost alegerea lor, iar noi am tratat meciul ca atare. Povestește-ne puțin cum s-a desfășurat meciul în prima repriză. Prima repriză am controlat-o din primul minut, nu chiar din primul minut. S-au deschis ei scorul, după care am egalat foarte rapid, după care n-au mai contat deloc în joc. A doua repriză? În a doua repriză n-au contat absolut deloc în joc. Ce părere ai de jocul băieților din echipa ta? Am avut un joc destul de echilibrat. Vreau să-mi felicit absolut toți băieții, chiar și cei care nu au fost în seara asta pentru tot parcursul pe care l-am avut campionatul acesta. Sperăm să câștigăm și ultimele două meciuri din campionat și să câștigăm grupa. Ați avut vreun băiat care a ieșit în seara aceasta mai mult în evidență? Nu, toți am ieșit în evidență în seara asta. Un moment care a fost decisiv pentru acest meci? Momentul în care am egalat la 1-1 în secunda, la 20 secunde după ce au marcat ei. Ok, îți mulțumesc mult și baftă în continuare și dacă veniți în Bulgaria, distracție plăcută. Mulțumim frumos, seara plăcută. Seara bună. Nu uitați să dați like paginii Liga Prieteniei, să vizitați site-ul oficial ligaprieteniei.com, să le mulțumim sponsorilor de la Civitas Stars. Vă pup, o seară bună!